Lujenii s-au pus din nou în mișcare, pentru viață. De fapt, în peste 120 de orașe din România și din Republica Moldova, oamenii au ieșit la Marșul pentru Viață ediția 2016. Cu mic, cu mare, din toate bisericile creștine și din diverse organizații non-guvernamentale. Solidaritatea pentru această cauză vorbește foarte clar chiar din momentele de început ale evenimentului, prin îndemnurile aduse de reprezentanții organizatorilor. 43% din copiii concepuți în România sunt avortați. În primii 8 ani de libertate post-decembristă, România a fost capabilă să elimine atât de mulți copii prin avort, încât îi egal cu populația Transilvaniei. În lume se elimină în fiecare an prin avort 42 de milioane de copii. Aceasta înseamnă mai mult decât toate genocidurile din istorie, dacă ar fi să le adunăm împreună. Noi ne-am adunat aici să reafirmăm valorile care sunt pentru noi și au fost pentru părinții noștri, pentru moșii și strămoșii noștri, valori care au stat la temelia societății și la care nu vrem să abdicăm cu niciun preț. Suntem aici să spunem public și răspicat că Dumnezeu este autorul și proprietarul vieții noastre, că doar El are dreptul să decide cine și când să trăiască. Omul nu poate face lucrul acesta pentru că omul nu-i capabil să dea naștere la viață. Viața umană începe de la concepție, iar zigotul, acel om în stadiul lui primordial de unicelular, trebuie tratat ca pe o ființă umană deplină. Embrionii umani nu sunt marfă pentru nimeni, ci sunt indivizi umani a căror demnitate trebuie apărată cu orice preț. Îmi place să subscriu la afirmația lui Petre Țuțea, care spunea: fără Dumnezeu și fără credință, omul nu-i decât un animal rațional care vine de nicăieri și merge spre nicăieri. Noi nu vrem numai abortul să fie restricționat și ilegal, vrem să fie de neconceput. De neconceput, de-aia suntem astăzi. Noi când construim o casă, nu investim doar în pereți și în acoperiș, întâi investim în fundație. Când construiești o familie, lucrezi la fundația familiei. Când construiești o afacere, lucrezi la fundația afaceri. De ce atunci când construim o societate, nu lucrăm la fundație? Și care este dreptul fundamental, dacă nu dreptul la viață? Dacă nu luptăm pentru dreptul ăsta, pot să vă promit că o să mergem într-o direcție, și am văzut în alte țări în ce direcție se merge, unde vom alege moartea ca soluție a problemelor societății. Dacă avem săraci, nu-i omorâm? Distrugem sărăcia, îi ajutăm să se iasă din sărăcie. Trebuie să ieșim în stradă și am făcut-o. Dar mă rog să nu ne întâlnim în 2017 doar pentru o oră iară. Sunt oameni care deja lucrează zilnic pentru a proteja viața. Astăzi vă invităm pe toți ca ăsta să fie un pas către misiunea noastră comună pentru viață. Nu doar asta am făcut eu în 2016, am ieșit la marș pentru viață, slavă Domnului! Și nu avem nevoie de tot Clujul să iasă. Dacă avem 1000 de oameni care ard, acești oameni o să meargă, noi o să mergem la școlile noastre, la afacerile noastre, în familiile noastre și o să-i ardem și pe alții cu focul care e noi. Și să plecăm de aici știind că sunt oameni care deja vă așteaptă cu liste, cu platforme pregătite, cu modele care deja există. Anul ăsta, cu ajutorul Dumnezeu, se vor dezvolta mai multe proiecte ca anul trecut. Sunt platforme, modele, trebuie doar oameni, doar lucrători. Și când plecați de aici, să plecați cu ceva. Să plecați cu ideea că noi putem cu adevărat, cum zice Dumnezeu, Iisus, Dumnezeul nostru, nu să fim lumină. Nu ne poruncește să fim lumină. Zice, sunteți lumină! Voi sunteți lumina lumii! Și spune,
așa să lumineze lumina voastră în fața oamenilor, cum facem astăzi, ca ei, văzând faptele voastre bune, să dea slavă Domnului. De-aia suntem aici, ca Clujul să-L slăvească pe Dumnezeu și România să-L slăvească pe Dumnezeu. Biserica creștină preamărește viața și nu e pentru moarte. Și ne pare rău că cuvântul lui Dumnezeu, aflat pe primele pagini ale Scripturii în Cartea Facerii, unde Adam îi dă soției sale Eva numele viață, nu este întipărit adânc în mințile noastre, în inimile noastre și în felul nostru de a concepe viața. Eu particip la multe cununii și boteze. Și ori de câte ori sunt acolo, văzând tineri mulți participând, le spun acest lucru. Nu toți iau seamă la el, dar unii au luat seamă. Și zic așa, ca să trăim o viață normală, noi cei din România ar trebui ca fiecare familie să aibă măcar 3 copii. Unul pentru tata, unul pentru mama și celălalt pentru țară și biserică. Altfel ne diminuăm, îmbătrânim, ne împuținăm. La Universitatea Babeș-Bolyai a primit titlul de doctor honoris causa Ana Blandian și a făcut o radiografie a suferințelor prin care trece societatea noastră. Și o suferință era cea cu familia. Și așa cum a fost amintită astăzi aici, pentru familiile din România sporul natural este 1,2, iar pentru familiile musulmane care vin din spate, numeroase, sporul natural este de 8 pe familie. Și atunci, pe lângă faptul că Domnul Hristos, Evanghelia, învățătura bisericii, ne îndeamnă să primim binecuvântarea cerului, să naștem și să creștem copii, pe lângă faptul acesta, așa cum spunea și în altul preasfințitul Pavel din drama, este și o problemă națională. Și nu știu cum îi vom convinge pe cât mai mulți să înțeleagă așa cum trebuie lucrurile, pentru că trăind într-o societate ce se secularizează, nu se dă prea multă atenție nici Evangheliei, nici vieții bisericești. Dar, așa cum s-a mai subliniat, poate că măcar pe unii îi vom sensibiliza să înțeleagă bine lucrurile. Convingerea că viața trebuie să biruie, moartea să fie întipărită în sufletele noastre. Care este originea vieții? Cine stă la originea vieții noastre? Este o singură origine a vieții. O cunoaștem cu toții, nu? Este numai Dumnezeu. Este numai Dumnezeu. De aceea să știm că și viața noastră trebuie să fie mereu un marș spre viață și nu spre moarte. Prin cuvântul să fie lumină a început viața, dar Dumnezeu a dorit prin Fiul Său să-și dea viața pe cruce pentru a ne oferi și nouă astăzi viața. Prin Sfintele Sacramente putem obține viața, chiar dacă ne atinge moartea păcatului. Și să ne gândim astfel ca viața noastră să fie într-adevăr și în momentul final un moment de intrare în viața veșnică. De aceea dorim să afirmăm valoarea vieții astăzi, cea mai importantă valoare pe care omul o are aici pe pământ de la Dumnezeu este viața. Viața care este pusă adeseori în pericol, avem puterea să o distrugem, n-avem puterea să o creăm noi. Numai Dumnezeu este dătătorul vieții. De aceea să transmitem fiecare la locul nostru acest mesaj de viață, de bucurie, de dorință de mai bine. Hristos, viața, ne invită să ne amintim că El a înviat pentru noi. Hristos a înviat!
ne-am adunat ca să spunem cu toții, da vieții. Preabunul Dumnezeu a hotărât ca numai unul să-și dea viața. Mântuitorul nostru Iisus, cel care s-a jertfit pe cruce, el era unul lăsat de Dumnezeu să moară ca prin moartea lui să ne dea viață. El și-a dat viața ca noi să avem viață veșnică. Iar acei copii care nu s-au născut au fost lăsați să moară ca noi să avem poate un pic o viață mai bună aici pe pământ. Cine știe din ce considerare mulți s-au gândit să-și omoare un copil sau poate mai mulți. Azi, când mă aflu aici, nu numai ca preot, ca și bărbat, ca și tată al acelui băiețel de acolo, trebuie să mulțumesc femeii, adică soției mele, că și-a dat cariera și se trezește noaptea, aproape fiecare noapte, dar avem o bucurie foarte mare. Un copil dăruit de Dumnezeu. Ce vă pot spune? Mântuitorul și-a dat viața pentru noi. Noi nu mai trebuie să jertfim nici viața noastră, nici viața copiilor noștri, ci avem o posibilitate de la Dumnezeu ca să ne trăim noi viața, ca bărbat, ca femeie, ca copil născut într-o familie și avem speranța vieții veșnice. Cel pe care ne-a dat Mântuitorul pentru noi toți, pentru care ne rugăm ca să fim în viața aici pe pământ și să trăim în viața veșnică pe care o să-L primim când ajungem în acel moment. Bunul Dumnezeu să vă ajute pe voi toți să mărșăluiți și să țineți aminte, da, pentru viață, pentru viața pământească a fiecărui prunc și pentru viața veșnică pe care ne-a dat Mântuitorul. Amin. Suntem adunați aici în această zi de primăvară, când natura înviază, când Dumnezeu ne spune încă o dată că viața va birui în mugurul care se deschide, în floarea care se deschide. Dumnezeu ne vorbește despre viață. Apostolul Pavel, în Cartea Faptele Apostolului, în capitolul 17, ne spune că viața vine din El, că El este sursa vieții. Suntem aici să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru viața care ne-a dat-o. Suntem aici să mulțumim lui Dumnezeu pentru părinții pe care Dumnezeu i-a folosit să ne dea viață. Suntem aici pentru că mamele noastre creștine L-au iubit pe Dumnezeu, îl iubesc și au acceptat să fie unealta lui Dumnezeu să ne dea viață. Suntem aici pentru că îl iubim pe Dumnezeu și proclamăm autoritatea Lui în acest secol peste noi, peste casele noastre, peste familiile noastre. Suntem aici să fim gura celor ce nu pot să vorbească, care sunt în pântecele mamei lor și care așteaptă să se nască. Suntem aici să rugăm pe Dumnezeu să-I ocrotească de mâna care poate să le strivească viața. Suntem aici să rugăm pe Dumnezeu să ne trezească pe noi creștinii din România, să recunoaștem că viața vine de la Dumnezeu. Suntem aici să ne rugăm pentru cei ce nu recunosc autoritatea lui Dumnezeu și a Sfintei Scripturi peste viața lor. Dacă ne adunăm în fiecare an odată aici și timp de un an de zile nu vorbim de Dumnezeu, nu lăsăm autoritatea Scripturii și a Duhului Sfânt să modeleze și să direcționeze viața noastră, este prea puțin. Pentru că viața are valoare dacă are Dumnezeu valoare în viața noastră. Apreciez unitatea în viziune a aleșilor reprezentanți ai confesiunilor religioase care sunt aici la tribuna aceasta și din toată inima mea vreau să subliniez acum, dacă sunt și ultimul dintre reprezentanții care iau cuvântul în această zi la manifestația noastră, unitatea de viziune
În ceea ce spune chiar Mântuitorul, Domnul Iisus Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt învierea și viața. Marele împărat, psalmist și profet David al Vechiului Testament a mărturisit în Psalmul 139 despre faptul că Dumnezeu este autorul vieții. El vine și spune în psalmul acesta: Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Mai mult decât atât, te laud că sunt o creație, o făptură atât de minunată. Minunate sunt lucrările lui Dumnezeu. Dumnezeu este acela care ne-a creat în imaginea Lui. Suntem purtătorii imaginii sale. În toate astrele, în toate planetele, peste 100 de miliarde, numai în galaxia noastră și apoi peste 200 de miliarde de galaxii care sunt cunoscute, nu există cineva care să fie purtătorul imaginii, chipului lui Dumnezeu, decât noi, ființele umane. Să nu oprim venirea în lume a oamenilor, să nu oprim prin avort lucrurile acestea. Dumnezeu este autorul vieții, să lăsăm să vină viața. În urmă cu aproape 50 de ani, chiar de fapt mai bine un pic de 50 de ani, la Turda, nu departe de aici, s-a născut al 14-lea copil al unei familii. O mamă care avea 44 de ani când a rămas însărcinată. La 45 de ani a născut al 14-lea copil. Se punea problema și veneau oamenii: sunteți oameni cu nevoi multe și este foarte greu pentru voi, opriți nașterea celui de al 14-lea copil. Dar au lăsat-o să vină. S-a născut o fetiță care a devenit soția mea. Viața mea n-ar fi fost la fel dacă ea nu s-ar fi născut. S-a născut și avem 4 copii, toți sunt căsătoriți, avem 4 nepoți și viața merge înainte. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că El a rânduit ca acea femeie să nu oprească nașterea. Vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și vă invit să fim alături. Alături de toți cei care, uitați-vă, ne unim în acest concept, toate confesiunile creștine din România, și dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze țara aceasta și oamenii să fie pentru viață, așa cum ne învață Dumnezeu. Lăsați să fie viață! Din ce în ce mai multe persoane realizează faptul că evenimentul comunității nu e evenimentul unei singure organizații, ci este evenimentul comunității creștine clujene, din mai multe denominațiuni. Pentru noi a fost extrem de binevenit să vedem atât de multe persoane gata să pună umărul. Și au contribuit moral sau și financiar la organizarea evenimentului? Contribuția a fost de multe feluri. Bineînțeles că există contribuția morală, dar pe lângă aceasta a fost și contribuția logistică în organizarea propriu-zisă și contribuția financiară, pentru că toate bisericile implicate au susținut și financiar acest eveniment. S-a mai întâmplat la alte ediții lucrul ăsta? Nu la această scară. Am avut și în alți ani susținere din mai multe direcții, dar nu la amploarea de anul acesta. Ați crescut. Să sperăm, să sperăm. Ce altceva mai sperați de la acțiunea de astăzi? Păi, primul scop al marșului este acela de conștientizare și de promovare a valorii vieții. De asta marșul nu este marșul anti-avort, ci este marșul pentru viață. Pentru că vrem să promovăm unicitatea, frumusețea și valoarea vieții, precum și faptul că viața este darul suprem al lui Dumnezeu și... Domnul doctor David Iles sublinia 3 amenințări la viață ale secolului nostru. Într-adevăr, dacă ne gândim la politica europeană și nu numai, vedem cum familia în întreaga ei structură este amenințată de o grămadă de legi și proiecte care nu fac altceva decât să disperseze familia. Apoi mai este o altă amenințare reprezentată de sexualizarea copiilor. Se duce o politică europeană extrem de agresivă în direcția sexualizării copiilor de la vârste foarte fragede, ceea ce nu face decât să le pericliteze sănătatea emoțională și psihică și să îi îndrepte spre o direcție pe care până la urmă niciun părinte nu și-ar dori-o. Și o altă amenințare este, desigur, avortul, care curmă viața unui copil înainte ca el să se poată naște. Și în afară de acest marș, ați mai avut evenimente dedicate vieții, cel puțin la Cluj-Napoca? Da, au fost numeroase evenimente. Aș putea să spun că cel puțin 15 evenimente dedicate vieții, de la seri de film, la dezbateri, la
prelegeri, conferințe. Unul dintre cele mai importante evenimente dedicate vieții a fost conferința de la Casa de Cultură a studenților, susținută de medicul Ioan Cioată, un medic care este ginecolog și care a făcut avorturi, dar de ceva ani buni nu mai face avorturi, tocmai pentru că mentalitatea lui s-a schimbat într-o mentalitate pro-viață. Cam cum ai califica mentalitatea românească la acest capitol, la ora asta? Mi-e foarte greu să pun calificative de genul ăsta, însă dacă mă uit la cifre, dacă ne uităm la cifre și vedem că doar în Cluj-Napoca au loc 16 avorturi zilnic, atunci nu putem decât să tragem o concluzie care nu este prea fericită în privința mentalității românești. În afară de conștientizare, are și alt scop marșul? Da, campaniile pro-viață din Cluj-Napoca nu au doar acest scop de conștientizare, ci merge mult mai mult decât atât. Ne dorim să sprijinim femeile care trec printr-o criză de sarcină, de aceea le oferim consiliere gratuită, pre-avort, post-avort, le oferim servicii medicale gratuite, le oferim sprijin financiar, sprijin material, sprijin moral, consiliere psihologică. Deci pro-viață nu este doar marșul pentru viață o dată pe an. Ați venit la Marșul pentru Viață cu o pancartă pe care scrie Viața începe în momentul concepției și cu un sandwich pe care îl văd început. Al cui e al dumneavoastră? Da, de fapt pancarta am primit-o ajungând aici, trebuie să recunosc, și sandwichul este pentru băiețelul meu Dominic, care e cea mai mare bucurie din viața noastră de familie și e motivul principal pentru care suntem astăzi aici. Știam despre mișcarea pro-viață și cu mintea eram totdeauna pentru viață, dar de când l-am născut și l-am simțit la mine în pântec, s-o schimba tot și am zis, ok, trebuie să fim mai activi în sensul ăsta. Și de atunci am început să venim la marș. Deja e al treilea an, cred că, sau al patrulea când participăm. Și le aduceți și pe Dominic de fiecare dată? Da, da. Și nu are, nu vă face probleme, nu are chef să nu vină? Nu, anul ăsta de fapt și-a amintit de anul trecut și din cursul săptămânii tot timpul mă întreba câte zile mai sunt până mergem la mar și foarte nerăbdător a fost să vină și tot mă întreba, mami, dar ce să strigăm? Și am zis, puile, nu strigăm nimic astăzi. Astăzi doar suntem acolo să susținem această mișcare. Să le întrebăm, Dominic, e grea pancarta? Nu. Bine, mult spor la marș. Mulțumesc! Ne faci cu mâna? Hai cu tine! Excelent! Câți oameni credeți că s-au alăturat astăzi din partea Episcopiei Române Unite cu Roma? Cu siguranță sunt persoanele care au fost la catedrală împreună cu cuvioasele surori, seminariștii, să spunem, poate circa 100 de oameni care au venit astăzi aici pentru că au înțeles că mesajul principal pe care vrem să-l transmitem este că valoarea vieții noastre aici pe pământ, valoarea vieții aici pe pământ este incomensurabilă și de aceea trebuie să o știm aprecia. Eu aș dori să mulțumesc organizatorilor acestei acțiuni pentru ca să putem salva viața, să putem salva țara noastră, să putem transmite un mesaj că viața este mai importantă decât multe alte valori pe care, eu știu, încercăm să le promovăm, dar fără viață nu putem face nimic, iar când spunem viață, spunem Dumnezeu, de aceea dorim astăzi să vorbim despre Dumnezeu, Hristos a înviat. Echipele Maicii Sfinte scrie pe pancartea dumneavoastră. Ne spuneți pe cine reprezentați? Da, deci reprezentăm chiar echipele Maicii Sfinte, care este o mișcare internațională pentru familii. Și în Cluj există astfel două echipe. Noi facem parte dintr-una dintre echipe și mai sunt alte familii care fac parte din cealaltă echipă. De ce biserică țin? Noi suntem din Biserica Greco-Catolică, dar mișcarea este ecumenică, deci nu aparține de o anumită biserică.
a fost fondată în cadrul Bisericii Romano-Catolice, dar membrii chiar și din comunitatea noastră sunt din diferite confesiuni. Putem să-i întrebăm și pe copilaș ce faceți voi la marș? Ce se întâmplă aici, după părerea voastră? Umblăm. De ce umblați? Văd că v-ați adus și căștile pentru biciclete. Pentru că să arătăm pancardele. Și ce scrie pe pancarta voastră, de exemplu? Ne citești? Iubim viața. Cum de ați decis să veniți la marș? Vorbiți românește destul de bine, nu? Vorbesc, da. De câte vreme în România? De 6 ani, 6 ani și jumate. Cum de v-ați stabilit în România? De unde? Din Elveția sunt, de fapt, dar soția e din România. Și veți locui aici? Da, dar locuim aici în Cluj. Cum de-ați venit la marș? Am venit la marș că vrem să ne bucurăm și... sărbătorim viața noastră și viața lui, care este un copil foarte special. Cum îl cheamă? Samuel. Hei, Samuel. Samuel. Cât timp are? Are 1 an și 2 luni. Îi place microfonul, tot bună mâna da, pe el. Da, bun. Da. Și este chiar o bucurie foarte mare pentru noi și un copil foarte special și... și vrem să sărbătorim viața lui și viața noastră, bineînțeles. Ce efect credeți că au asemenea marșuri? Cred că e întotdeauna important să aducem pe stradă ce credem noi și cred că asta e efectul și oamenii să înțeleagă mai mult importanța ale vieții și de ce este chiar important să avem valori bune pentru viață și pentru împotriva avort, să prețuim fiecare viață chiar cum face Dumnezeu. Și prietenul dumneavoastră cât de bine știe românește? Cât de bine știi românește? Cât? 2 ani. No, oh, no, no. How well do you? Oh, un pic românește. Vorbesc engleză mai mult. Then say something in English for us. Yeah. Well, suntem aici astăzi pentru că credem că Dumnezeu dă valoare fiecărei vieți. Fiecare copil are valoare. Este un lucru să credem asta, dar în calitate de creștini, trebuie și să oferim soluții și oportunități pentru oameni, alternative la avort. Trebuie să fim alături de femeile tinere, de mamele care sunt însărcinate, să le ajutăm. Să le ajutăm? Pentru că este ușor să zicem, nu ar trebui să avortezi. Dar ce facem pentru asta? Unul dintre lucrurile pe care le facem noi în acest sens este un centru unde primim mamele și avem grijă de ele. De unde sunteți cu grupul care e în spate? Da, tinerii noștri de la Casa Templarului, cu care am venit aici la Marșul pentru Viață. Ai vrut să le dai un exemplu? Păi le tot dau de vreo 4 ani, 5 ani, așa că cred că au prins deja exemplu, vin și singuri. Văd că în cărucior e cineva cu care probabil n-ați fost la ediția trecută, așa-i? Nu, nu. E fiul nostru, Lucas, are 2 luni, abia 2 luni. Ea e fetița noastră, 2 ani jumate. Cum te cheamă?
Cum te cheamă? E rușine. Ar fi foarte vorbăreață, dar acum nu, nu... Ce efect ați vrea să aibă marșul, acțiunea noastră de astăzi? În primul rând am vrea să-i conștientizăm pe oamenii din Cluj-Napoca de importanța vieții, de faptul că Dumnezeu este Cel care dă viața și fiecare persoană care se naște are un scop, are un destin și ar trebui să lăsăm ca aceste zile pe care Dumnezeu le rânduiește pentru cineva să fie cu adevărat duse la capăt de acea persoană, nu noi să decidem dacă acea persoană se naște sau nu. Și cei care spun că există și aici o libertate de care trebuie să se bucure femeile? Știu și punctul ăsta de vedere, cred în libertate, dar în același timp cred că noi toți care suntem astăzi în viață, suntem aici liberi și avem dreptul să ne cerem libertatea, pentru că altcineva ne-a acordat libertatea de a fi aici. Așa că și noi ar trebui să acordăm această libertate celor care vin după noi, generației care urmează. Cei care au primit să dăruiască. Exact, exact. Un lucru care ți-a plăcut mult astăzi la acțiunea Marșul Vieții. Iubii tu? Sau poate și soția. Lucru care mi-a plăcut, faptul că a fost mulți copii. Da, cred că ei sunt... Nu-i nevoie de pancarte, dacă ai copii, ei sunt... Da, un motiv mesajul. Bun. Da, mesajul care îl dăm mai marșului. Departe, așa e. Da, și au fost familii mm-hmm. multe, tinere, ceea ce spune mult. Din partea ASCOR, cam câți oameni s-au strâns? În jur de 130, poate și mai mulți. Ce vă motivează să veniți la marș? Nu toată lumea crede în efectul marșurilor ăstora. Într-adevăr, probabil... Nu avem un impact atât de mare făcând un marș cât avem prin rugăciune, însă noi am venit aici să arătăm lumii ceea ce credem noi, credem în viață și asta și promovăm prin tot ceea ce facem. Suntem recunoscători lui Dumnezeu și mulțumim în fiecare zi pentru că ne-a dat viață și ne gândim cu tristețe mare și încercăm să ajutăm pe cât putem la femeile care se află în situația în care trebuie să facă un avort, sunt fie nevoite, fie nu au alternativă sau nu știu de o altă cale. Și credeți că e de datoria noastră să oferim și o mână de ajutor, nu numai să spunem ce ar trebui să facă? Sau e datoria altora? Nu, cu siguranță este de datoria noastră. Dacă suntem conștienți de acest lucru, trebuie să facem ceva în această privință. Acum, fie că acționăm prin rugăciune și rugăciunea are mare, mare putere, probabil mult mai mare decât cuvintele în unele situații, fie că acționăm prin donații materiale sau îngrijiri sau dedicarea unui anumit timp pentru îngrijirea copiilor, orice ajutor mic contează și contează mult în fața lui Dumnezeu. Ce v-a plăcut cel mai mult la marș, la acțiunea de astăzi? Impresionat. Probabil tăcerea. Tăcerea este importantă. Faptul că nu am scandat în ceea ce credem. Au fost de ajuns pancartele și oamenii care au dorit să afle mai multe au întrebat. Mulți dintre cei care au mărșăluit alături de mine nu vorbeau foarte multe, ci se rugau. Se rugau pentru copiii care au fost avortați, se rugau pentru mamele care sunt în pragul de a lua o decizie și se rugau pentru părinți, pentru viitorii copii care se vor naște. Asta cred că e cel mai important, tăcerea.